Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, hai să înceapă deșteptarea. Bună hai dimineața, noroc. Să înceapă deșteptarea. Cu ce se mai fură? Vreți să vă spun ce se mai fură? Iar se fură, mă, unde? Ești din România, nu? Nu e din România. Nu e din România. Marea Britanie, nenorocire Marea Britanie. Acolo ai ajuns și pe ei greu. Da, ai ajuns greu. Rezerva de hârtie igienică pe un... Rezerva de hârtie igienică pe un an de zile a unui student. Pentru că sunt vremuri dubioase. Da. De-aia. Deci unde se întâmplă asta? A pus ban pe ban. Așa. A făcut niște lucrări în plus și s-a gândit ce am eu nevoie pentru tot anul să cumpăr acum înainte de scumpire. Hârtie igienică. Da. Vezi, este un tip de gândire care se repetă. Mai știm noi pe cineva, avem un coleg care tot așa și-a cumpărat spaghete și hârtie igienică pentru 2 ani. Că dacă se întâmplă. Băi, ceva. Poate ca toate, dar să... Da, să se păstrez că... curățenia ca da, și, el are, și el are familie mare, îți dai seama. Ai o cameră liberă în casă, nu? Ai umplut o cârtie igienică până în tavan. Am dificultăți, într-adevăr. Volumul încurcă. Tu și mănânci. Dar am învățat ceva din pandemie. De atunci cumpăr hârtie numai așa. 80 de piese odată. 80 de piese odată? Da. Păi stai, unde le iei? De la... magazin. Cum se cheamă? De la alții. Cash and carry. De la magazin tip cash and carry. Cât e mai ieftin dacă le iei 80 de bucăți odată? Vezi că e mult mai ieftin. Da. Adică la magazin e 2,50 lei în sus rola și eu la 80 de piese iau cu 1,80 lei. Bă, ce-ți băi, socotăra rămâi interzis. N-am calculat niciodată cât costă rola. 70 de bani și cu câte role eu? 80. Ia mă, fă 70 ori și 80, să vedem câți bani. 56 de lei, spune eu. Eu fac calculele astea, știu tabla mulțirii. 56 de lei, bun, bravo. Și tu investești 56 de lei într-un metru cub de hârtie igienică în casă. Da, ai mult spațiu în casă, înțeleg, ca am să mult spațiu și am doi copii care au tranzit rapid, să zic așa. Îmi fac mâine cazuri. Practic, și pe intrare și pe ieșire. I-am făcut și de... Da. Pe ăștia mici. Nu mă, că e bine. Adică eu aș vrea să fiu ca ei. Voi știți? Aha. Că dacă ar exista leacul, aș adopta. Hai că ușor, ușor spui tu și ce ți-ai mai dori? Da. Mai vreți cu băiatul ăsta? Da, zine, deci băiatul ce a făcut? Și-a cumpărat stoc. Un balot uriaș, probabil ca Luca, așa, și-a cumpărat online. Numai că n-avea spațiu meu. Bă, dar tu de ce nu verifici online? Poate că online e mai ieftin decât să te duci mai... Nu, mă interesează, mi-am place benzina. Să pun eu mâna să... Benzina, mă? Păi cine e aceeași marcă? Nu, e că e în drum, adică nu mă... E un mic ocol, nu... Păi nu te supăra, nu este nimic în drum, asta nu e sănătos. Deci tu stai la obor. Noi avem redacția în Pipera. Da. Tu stai la obor. Da, mă, și până la astea de aici, de la Băneasa, cât fac? Un sfert de oră. Deci trebuie să te duci 2 km până la Băneasa. Da, e în drum. Recuperez că scurtez după aia pe partea la altă. La cât e benzina acum, da. Da. Cred că e nasol. Bine, deci trebuia să îi vină balotul. Și intrigat că nu mai venea odată și probabil un pic nerăbdător din ce s-a apucat să investigheze. Vânzătorul a confirmat livrarea. Ăsta a cerut verificare pe camerele de supraveghere în clădire și a descoperit că vecinii lui, alți studenți, de la etajul de deasupra... Și-au însușit... Da, practic își facaseră bunurile. De, împinși de nevoie, da. Presupun. Ce le-a venit oare? Băi, și invidii prin căminele astea studenții, știu, da. Bă, da, e naibii. Deci ăia... cu mari dificultăți, mari, s-au scremut ca să-i dea înapoi balotul, că nu voiau să-i dea balotul înapoi. Serios? Da. Le-a prezentat. I-a amenințat cu poliția în sfârșit. I-a dat balotul înapoi, mai puțin un sur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.